Bună dimineața, băieți, și bine v-am găsit la episodul cu numărul Trading Daily Vlog. Ce faci, Cori? Ce faci, Cori? Meditez. Nu meditez. Cori se uită la clip. Am apucat să edităm puțin la daily vlogul de ieri. Mă rog, voi n-aveți treabă, nu, că sunt unele chestii care nu se leagă pentru voi. În schimb, plecăm cu daily vlog numărul 3. Astăzi avem am o superstiție. Astăzi nu o să vă mai zic ce facem, doar că ajungem în Chiajna. Atât. Pentru că de fiecare dată când zicem câte ceva, nu am reușit. Deci, de exemplu, la Dedeman am vrut să plecăm de luni, e miercuri. Tot n-am ajuns și n-ajung nici azi. Și tocmai de-aia. Așa că astăzi o să ajungem doar în Chiajna, vă zic. Vedem pe cineva acolo, luăm un cadouaș, filmăm și un podcast și apoi vedem ce ne rezervă ziua. Bună dimineața sau bună ziua, nu știu cum e la voi. Like, subscribe dacă nu ești abonat, follow pe Instagram Jocul Suprem și hai cu noi. Bun. Băi, mergem prima dată să scoatem niște bănuți, că am făcut o mini boacănă și vă explic și vouă cu boacănă. Nu e boacănă neapărat. Ce s-a întâmplat? Am dat comandă la măști pentru că a luat foc site-ul în ultimele două zile cu măști. Toată lumea comandă măști de toate modelele. S-a dat comandă doar o mască, adică gen și la o mască și la 5 măști. Ideea e în felul următor. Am dat comandă la măști, băiatul cu măștile nu e ca băiatul cu tricourile să mă lase două săptămâni cu factura, ci trebuie dați banii când comanzi. N-am ce să fac altceva. Și având vreo 2600 de lei pe parte, comanda pe 175 de măști costă numai puțin de 2125 de lei sau 2225 de lei, ceva de gen. Scoatem niște bănuți. Am vreo 2600 de lei, trebuie să-i dau cuiva niște bani din partea mamei mele. Două secunde până mă duc eu să scot niște bani, băiți. Bun, scot din mamă, stau poate eu pe bani, mâncați și... următoarea oprire, m-a rugat mama să fac ceva pentru ea. Mamă, sunt foarte crispat, bă, băieți. Nu știu dacă mă văd pe filmare, dar sunt foarte crispat. Mă simt apostrofat, așa, nu știu. Trebuie să ne luăm puțină energie. Mă, vezi, mă, crezi, uite-te, uite băna. Stați acolo. Uite, bă, nu mă lasă să ieși eu ca să se oprească aici, la trecere, la coada asta. Bun. Haideți să mergem la bunica mea, să o vedeți pe bunii care m-a crescut pe mine. Pe Chivuța. Celebra Chiva, dacă o știți de pe... de pe... live-uri, de pe story time-uri despre ea, câte am făcut. Vai, Doamne. Haideți să o vedem pe Chivuța, trebuie să-i dăm niște bănuți la un vecin din partea mamei mele și să luăm două corpuri de comodă, să le duc la mine acasă, eventual când am timp, să le duc la mama, la Vitan. Le spune să rămână lui baba, băi. Bineînțeles că o să mă autoinculpez și după și greșeala asta, după ce căs eu analfabet, mai sunt și de la. Ia uitați-vă. Asta e scrisă de mine, băi, băieți. Și pe colț aici. Bam, tăticule, bam, tăticule. Bine, Shadow și semnul de la Hunter, nu mai contează. Aici am copilărit eu, bă. Asta e colțul, aici stă mari. Am tăbărât-o pe aia, pe Ana aia, știți, că v-am zis acum, așa, la Audi. Merge bine la fancurier. Aici am copilărit, aici a fost tot locul nostru, toate casele astea, de le vedeți pe stânga, după străduța aia, au fost casele noastre. Inclusiv colțul ăsta. Hai, Ibre, ce faci? Aici stă unchiul meu, aici stă baba mea. Bun, hai să intrăm cu vlogul peste băbuța mea. Lasă-mi, se închide.
ce simfonie. Băbuțu, ce faci? Am venit cu vlogul peste tine, nu te plânge pe vlog, că oamenii ăștia trebuie să vadă energie, tăticu. Hai să-ți fie unde acum. Hai, lasă, hai, unde-i sosit acum. Uite-am fără la despre asta. Hai, 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 ce-mi ține lui tata? Ce faci de luță lui tata? Ce faci? Ce mi-a dus tu mie? Ia uite și pisici. Aoleu, ăla e amărât. Să rămână, să rămână. Ce faci? Bă, oare o să stau mă și odată așa ca barosanii pe spate, să nu fac nimic toată ziua? Să mă bată mama. Bă, știi cât de mare sunt corpurile alea, mă? Sunt mari, rău. Na, luate rău de tot. Trebuie să le băgăm în mașină, am fost să-i am dat bănuții pe alea. O să le băgăm în mașină și o să le lăsăm la noi acasă și vedem noi ce facem. Dar până atunci, v-am mințit, nu v-am zis, o să vă arăt casa unde am copilărit eu. Nu casa, camera chiar. Haideți cu noi. Bun, băi, stai mă că nu mai știu unde, bă, nu mai știu unde becul, mă. Stai mă că vreau să le arăt la oameni. Băi, ia uite de acolo. Știți că v-am zis eu pe live că eu am făcut baia asta? Așa 18, 19 aveam. Sau 21. Bă, uite asta am făcut eu, frate. Da, da, pentru prima oară. E adevărat ce spui. Mama e acolo, e adevărat, e plătită. Adevărat. Ești o mama, e plătită. Da, mă, asta am făcut eu. Nu știai nimic. Pentru prima oară, când am, bine, fără, da, fără da. Legăturile alea. Așa e, ce așa, e. Așa, e, așa, așa e, așa e. Așa e, cu mama, așa e. Pentru prima dată, după gene, da, mă. Aici așa jos, așa. Băi, toată bucătăria asta, bine, și șantul ăsta e nou, că n-am mai găsit modelul ăsta, toată bucătăria asta e făcută de mine și de mama. De mama mea. Amândoi am pus și cu unchiul meu o parte. Bun, haideți să vă arăt unde am copilărit eu. Unde am, în ce cameră. Și asta e camera la conac, băi, uitați-vă un pic la ea. Ce s-a auzit, mă, de aici, că mama dormea acolo. Deci v-am zis eu, gagicile când veneau la mine nu scăpeau, hau. Mamă, ce e la mine aici, ce-a băgat mama. Băi, câte amintiri am. Aici era locul unde băga fratele vostru. Fumam, aruncam înăuntru. Mamă, sova asta a fost singura care n-a fost dată jos, că ai zis mama că e prea nouă. Sobița asta, băgai 3 lemne în ea, 3 zile mâncați ești gura ta. Pereții ăștia de chirpici, lană, cărămidă, bolțar, ce nu are pe el. Acum, acolo aveam eu venit în partea asta altă, Cori. Gori. Aici aveam un calculator, aici a fost colțul meu de gaming, a pus mama asta acum. Aici era colțul meu de gaming, după cum s-a făcut și parchetul ăsta, că mă râcream pe el. Aici erau numai pete de alea cu, nu pot să zic de la ce, pete cu, care, petele alea știți voi, când venea praful peste ele, se făcea și că erau muci. A pus mama unde ăsta acum, patul ăsta tată. Mâncați așa, e pișată rău, asta dacă ții minte bine. A, e pe partea alta, a pus mama pe partea alta. Aici stăteam numai cu picioarele. Băi, peretele ăsta care vine, uite așa. Deci dacă ați vedea cum vine peretele ăsta, înnebuniți. Are o burtă jos, așa. E ceva pe lângă pat, pe acolo rămas. Un conop, e un coponel de la mâncați și brata. Da, mă, asta e camera unde am copilărit eu. Aici unde am ciocănit eu gagicile mele și pe Oana pentru prima oară. Multe chestii. Aveam aici puse pe, mi le-a dat mama jos, puse pe chestia asta niște, uite, să-și aude. Ia mă, după filmare, mă, așa. Să-și aude, vezi? E liniște. E doftan aici, aici dădeam. Bun. Ăsta e living-ul, vă prezint casa, nu? Ăsta e living-ul, bine, am mutat mama, băgat mama pe aici haine și de-astea, pus canapeaua asta normală, asta se ridica în sus, au fost la mine vreun an de zile. Aici, prima dată, deci când eram eu mic, aveam un zid, uite cam cum e gardul ăla, aveam un zid și aveam niște geamuri de alea normale, pătrate, și aveam un zid de beton în loc de gard.
Și pe între gen era cam așa loc între fațada casei, că venea ca o fațada casei, un zid și era un loc între. Și acolo ținea tata un testolit cu care o bătea pe mama, ți-mi minte și acum. Și asta e camera lui mama, doar că e închisă. Aici zbaci. Aici e camera lui mama și cum vedeți, asta e destul de veche ușa asta. După cum vedeți, este o perdea. Perdeaua asta e exact la fel ca aia din 2099 până 99, care era prinsă de o chestie care se băteau două cuie aici, se făceau așa, gen stil, nu știu ce zic, clemă, se băteau aici și chestia aia se băga într-un col, se băga și în aia și prindeai perdeaua de aia. Și cu aia mă luam, mă băteai. Și eu asta trebuia să fac în fiecare seară. Când o luam tata la bătaie pe mama, trebuia să mă duc la perete, care băteam, deci ca să înțelegeți, camera asta, camera asta e despărțită de aia cu un zid cam așa. Nu știu să vă explic. Bun, deci cum vedeți, după cum vedeți, ăsta e cam până aici e camera lui mama și cam până aici e camera mea. Cam așa. E, bunica mea aici înainte nu era... Aici nu era nu era ușa, aici era perete, zid. Și era o ușă acolo, un colț, care de la bunica mea în spate. Și aici era gen, veneai de acolo și era o cameră mare. Și se aude în partea altă. Și eu asta trebuia să fac, vino încoace, când o lua tata la bătaie pe mama, eu trebuia să mă ridic repede în pat, că stătea lângă perete aici. Mama aia stătea aici, exact aici, avea patul și trebuia să fac așa. Și când ți-a treaba asta, bunica mea venea să băga în trei, ca să nu mai bată tata pe mama. Old, aia e. Bă, dar suntem marcați de treburile astea și știu că sunteți și printre voi. Sunt și oameni printre voi care sunt marcați de treburile astea. Rămân aici, da, știm, ne afectează, dar nu trebuie să facem la fel. Deci ar fi pentru mine o super realizare dacă voi ați înțelege bine. Măcar unul dacă ar înțelege că nu trebuie să vă comportați așa cu femeile. Eu, de exemplu, eu până acum în 25 de ani n-am reușit să nu dau nicio fată. Nu am dat, pur și simplu, mai bine pleci. Bun, haideți să vă mai arăt. Hai să mergem și un pic pe la mama aia. Mamă, cât am tras când am făcut acolo, am băgat central aici. Asta e, băi, după story time, asta este bucătăria pe care am făcut-o eu, dacă mai știți story time-ul, când am făcut-o în casă. Am făcut-o în casă, în cameră la mine, că m-am citat cu mama după ce am adus-o, că mi-a plăcut. Și am pus-o dăm pe ușa afară și am refăcut-o aici, iar. Și când am făcut-o aici, am montat-o invers, cu gâveta aici. Și după aia am desfăcut-o iar și am făcut-o ca lumea, a treia oară. Bun, haideți pe la bunica mea. Mă, cam nevadă că stă plânge. Cine mai știe? Ăsta e aragazul, dar nu ăsta, era unul mai lat, băi. Ăsta aragazul, care v-am zis eu când i-a bubuit lui mama aia cu Mirela în față, când m-a făcut story time-ul. Dar aici a bubuit, dar le-am găsit pe amândouă cu plâncenele arse. Mamă, ușa asta mama e, cred că o ai de 30 de ani. 40 de ani are. Cât? 40 de ani are ușa asta. Ce-am? Ușa. E de 50 de ani de când... Și aici stă mămânița mea, băi. Mamă, ce mai dormeam în patul ăsta și cloșeteam cu ea. N-are baba, n-are baba nimic. Mama, mai ții minte când dormeam cu tine la picioarele tale acolo? Și patul ăla este stricat. Da? Da, abia dorm. Ce mai dormeam cu tine aici? Păi da, ai dormit. Ia, mai ai bani aici? Nu. Uite că are bani baba acolo. Ha, știu tot de să mă uit. Uite firea cea-l dracu că e aici portafelul. Păi pensia puiu, mami. Vedeți, băi, că nu m-a vizit cu nimica. De unde fura el? Bă, deci de câte ori vin aici, de câte ori vin aici, nu știu, mă nepădesc amintirile așa, nu știu. Simt că m-am crescut prea rapid. Prea rapid, nu simți. Când ești atunci copil, simți că vrei să crești. Și nu trebuie să fii? Ba da. Na. Bun. Hai nu mai plânge, hai nu mai plânge. Hai nu mai plânge. Cu copii, ai copii, fetiță. El e băiatul ei, dar și ta, și iubitul ei acum. Iubitele lui tata. Sper că vă place și am împărtășit și cu voi câteva amintiri și câteva locuri unde am copilărit, unde am crescut, mai exact, unde am și copilărit, dar am și crescut. Urmează să mergem în Chiajna, pentru că primele două clipuri au avut puțin din drum și am vorbit de mașină. Astăzi nu o să mai fac treaba asta. Astăzi pur și simplu o să ne vedem direct în Chiajna cu tranziția blană. Bă, cum reușim noi, mă, în Cava și Gura Vasă să facem noi numai drumuri de-astea? Chiajna, Iuliu Maniu, Ferentari, Rahova, Văcărești,
videle, nu știu. Bă, parcă zici că e un foc, mă, mâncava. Și acum, o oră și un minut după ceas până în Chiajna, ce să mai, nu mai zic nimica. O iau pe centură, oricum o să fac o oră și vreo 20 de minute, că nu vreau să stau în București. Mai bine stau pe centură în aglomerație, așa mai văd o mașină, mai... am eu un pitic pe creier. Am zis și eu că iau mâna de pe cameră, zic, tocmai în Chiajna, dar ce să... Mia. Dar de fapt, tot în Chiajna ne vedem. Chiajna, boys! O sunăm acum pe Zuzica că am ajuns. Băi, ca fapt divers, stă la o stradă de Marius, tatuatorul meu. Da? Eu am ajuns aici, dar e o barieră la tine, nu? Da, da, ți-am scris acolo codul. Mi-ai scris codul și unde ba... Mamă, mâncați, ești... Pe partea dreaptă, vezi că ține deschis câteva secunde. Hello! Ai mască? Nu-i problemă. Luați-o pe vlog pe Zuzica, băi. Mamă, ce brand vezi, mă, Conacu. Mamă. Ai donat sânge? Nu. Pe nevoie să donezi sânge cu tatuaj. Măi, mama mea. Rămâne de cele cum am zis? Deci pentru cine nu știe de cine vedem cu Zuzi. Să nu-l îndoi. Se rupe. Am pot să-l pun de gât? Dar din ce le faci tu pe astea? Băieți, pentru cine nu știe de ce ne vedem cu Zuzi, Zuzi mi-a dat mesaj acum o săptămână, cam așa. Și mi-a zis că ar vrea, pentru că se uită la mine și se distrează pe live-urile mele, minte, bineînțeles, da, că nu faci altceva. A zis că vrea să-mi fac un cadou dacă am pe cineva micuț și eu nu am. Și e la mama la muncă, o fetiță, care se uită la mine foarte mică și am zis, băi, vreau să-i fac un cadou lui Isabela. Ai postat și pe TikTok, nu? Da. Frumos, foarte frumos. Cât trebuie să-ți dau? Oricum îți dădeam nimic, dar zic așa. Să faci live-uri mai multe, aia trebuie să faci. Să fac live-uri mai multe, cât da vrei, nu vezi că sunt cu daily-ul păi după mine? Păi luni n-ai fost, nu știu când n-ai fost. Da, n-am fost, dar ce sunt eu? Băi, îți mulțumesc super mult pentru ăsta. Știi cine, unde stai tu? Deci e un Mega aici? Da. Fix pe strada la Mega, aproape de capătul, ăsta tatu artistul meu. Da. Dacă vrei să-ți faci tatuaje la el cu mare drag, stai să pun și asta. Băieți, ei Zuzi, în continuare o să-l vedeți pe The Trader, sper să ajunge și acolo. Am luat-o și pe aia pe vlog, deși nu a vrut să apară. Băgați like acolo, mă, că e fată, mă, bă, de fiecare dată când apare într-un vlog o fată, se apasă butonul de like mai tare. Am observat. Like, băi, nu mă, cum să zici treaba asta? Ne vedem la The Trader, băi. Am văzut-o și pe Zuzi, că îi mulțumesc foarte mult pentru cadoul ăla pentru Isabela. O să vedeți pe vlog când ne ducem cadoul Isabelei. Mergem la The Trader, care mi-a dat adresa aici. 3 minuțele mai avem. Îi mulțumesc încă o dată Isabelei. Isabel. Pă, ce m-am zis Isabele? Zuzi. Zuzi care mi-a promis că o să mă mai tachineze pe live-uri, că îi place să-mi dea donații de la 5 euro cu cal, 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 cal. Și îi place să mă tachineze. A văzut trollul de la băieții mei care îl fac, pe care îl fac, sau băieții care îl fac, deci e bine. Că încep să am probleme de-astea de dicție, bine, că sunt analfabet, nu mai zice nimeni nimic. Am ajuns aici pe drumul Ciorogâra, nici nu știu unde sunt, mâncați ești gura ta. Tot cu bariere, mă, și la tine, bă, mâncava-aș gura voastră. Bă, dar numai la bogați ajung, mă. Dar aici a pus-o urc eu pe aici. Ce? Cred că ăla e, că uite, acolo e transparent rezidență. Păi ce, aici nu e de-asta? Păi e. Uite-l, mă, pe The Trader, băiatul meu. Băi, leagă câinele, că eu nu mă dau jos. Pleacă, frate, unde mă parchez? Ba, nu știu, acolo. Dai să-l las pe băiatul. Da, mai în față, pe dreapta. Mai în față, pe stânga. Păi, na, cu The Trader, boys, dați acolo subscribe și la el pe Instagram, pe toate alea, îi pun eu link-ul aici. Filmăm mare podcast astăzi. Uitați-vă ce... Ce crezi? Nu filmăm, suntem chiar live. Oh, mamă, ok. A, mă, cum, ce dracu, bă, bloc de 4 amigori? Ia, uitați-vă ce au așa. Păi că mă iau cu amețeală dacă mă uit în sus. Mai faci niște donații, fii? Mai faci niște donații acolo să termine și scara asta aici. Ce facem cu asta, măi? Băi, asta e... Mamă, mâncați în jur. Mă, descălzut că... Nu aici. Mamă.
Dacă mă descalț acum, pe mine să mă pun să mă descalț, vezi? Fac decât de 5 luni, de mă să ajung să fac de jucă. Decât îi fac eu, o să mă mai fac. Băi, e frumos, mă. E frumos, mă, numai. Deci, a venit să mă spune aici, să mă ua familia mea, ăsta a conat cum a ținut toată lumea, bă, să mă ua familia mea, deci v-am dat seama. Eva, hai! Eva, nu mă spui, Eva, e Eva. Hai, da-mi cu asta aici. Mama, termină. Cum s-o am dat pe ce noi, dracu, nu mai contează. Doamne, s-a lucrat cu Eva lui. Te hrănești după anestii tu. Mă, primirea chemă. Să mă afamia mea, mă, ca mea nu știe hrănești. Stai să-i faci un pic la foc, să fie... Te fie așa, nu așa. Fie așa dacă vrei să te cadrezi. Nu, că eu am făcut foto în video, știu să mă gândesc singur, fără nimic. Hai că te încadrezi, să mă jumătate frunte. Hai că ne-am luat jumătate frunte, n-am zis. Iar e o problemă mare. Nici eu nu știu la iuri. Știi și vii. Sau când... Copii. La copii... Eu de multe ori apăs cât ține tafătul ăla. Mi-a scris unul, copii, iau te la iazic. Mi-ai pus ca să mai scrii încă de 5 ori copii să-ți iau iurile toate. Aveam un bălie, aveam. Uite, Cori ne filmează aici. Te-am luat și pe vlog. Dă-te aici să vezi ce setup frumos are, băiat. Hai. Hai, dă-te. Ai prins și masca? Ce mască? Masca lui Zor. Masca asta blană. Da-ți comandă, băi, de pe șur. A rupt asta. Asta și cu aia... Azi că arată bine. Conac. Când încât. Azi. Ia uite-l pe Cori. Gori, dă-te mă încoace. Nu. Eu sunt din spatele camerei. Gori, filmează cu Gori. Băi, am plecat de la omul ăsta, am filmat un super podcast. O să vă las un link acolo în descriere să vedeți podcastul ăla. O Caterin, că nu contează. El bea duce tradiția mai departe. Să-l urmăriți și pe el, The Trader, acolo. Super om, super familie și are și un copil frumos, dar nu l-am arătat, că nu puteam că e micuț. Sper că v-a plăcut ce ați văzut astăzi alături de el, v-am pus o secvență acolo. Mai vin, nu? Mai vin, bro. Ți-a plăcut de mine? Da. Zău. Zici el, că ce poate să zic în fața camerei? Ce poate să zic, mă, dacă omul e tare, ce vrei? Bun, mai avem o surpriză pentru voi imediat. L-am lăsat pe băiat aici, mai revenim cu mare drag. Și noi mergem la Ionuț să luăm direct primele modele de hanorace ce vi le arăt în premieră pe Daily Vlog. Băi, ia uitați-vă mă ce vă arăt eu, fratele meu. Stați-mă așa, mă. Primul hanorac. Dă-te mai încolo, glasul. Fiți atenți aici, e unisex. Deci hanoracul e unisex. E măsura el ăsta, ca să aveți idee cam cât, dacă vreți să vă comandați. Și ăsta e testul. Adică grafica va fi modificată. Are you ready? Pă băiatule, bă! Îl iau pe mine direct. Ia uitați-vă, mă, băieți. Lego! Băi, deci fiți atenți aici. Quick update. Facem hanorace, avem hanoracele, nu o să rămână toate modele pentru că avem alb și alb și negru hanoracul, dar m-am gândit așa, băi, totuși hai să oferim un pic mai premium chestiile. Pe lângă faptul că avem cele mai bune, în momentul de față, cele mai bune tricouri de pe piață, cele mai bune, fără nicio caterincă și fără... Gras, pune mâna! Jură-te pe orice! Ce mă, ești nebun? Deci, pe lângă faptul că sunt cele mai bune produse, nu mai râde mă, vrei să te jur pe mari prostule. Nu! Pe lângă că sunt cele mai bune produse, m-am gândit să oferim așa, bă, e o etichetă, vreau să facem o etichetă. O să vedeți un model, o să vă arăt și pe live, dacă vă uitați pe live, care e treaba cu eticheta, dar cea mai importantă chestie, eticheta va fi personalizată de mine, cu mesaj personalizat pentru fiecare dintre voi, pe spate. Adică eticheta va fi prinsă premium normal, să uităm și la mine, normal, cu grafica pe care o avem noi, site-ul pe față și pe spate o parte albă unde veți primi fiecare dintre voi un mesaj, dacă voi vreți personaliza, dacă nu vi-l personalizează Conacu, ce gosul vostru. Așa că ne pregătim să închidem și noi ziua asta, nu să mai așteptăm să mai ajungem până acasă pentru că deja am filmat, e ora 7:30. Vă zice fratele, seară bună, mă rog, vă urez o zi bună de acum. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, follow pe Instagram, like, subscribe la acest vlog ca să continui ceea ce fac și să o fac cu drag. Vă pupă gosul!